Ne-am adâncit un pic. Da, așa este. Suntem cam pe la jumătate? Nu. Nici măcar? Nu, suntem la început. Ok. Suntem la început, la începutul orașului antic Mesembria. Denumirea Mesembriei vine de la primul, de la înființatorul orașului, care e trac. De fapt, așezământul, să zicem așa, care este de origine, a fost de origine tracă și îl numea Melsa. Orașul lui Melsa, cum ar fi, în secolul I. În perioada mai târzie vin grecii, dar grecii știți cum vin? Vin să cucerească teritoriul Mării Negre și, cum deja am spus, ajung chiar și până în Tomis, până în Constanța. Interesant fapt este că în această zonă au venit grecii, dar grecii din tributul Dorii, nu din Ionii. Toate celelalte orașe grecești care sunt formate, deci Anchialo, Apolonia, Tomis, Istria, cel mai lângă Constanța. Avem, de fapt, Istria e foarte... Aveți filmare avem de acolo? De acolo, știți, da? Că orașul Istria a venit în ajutor orașului Apolonia pentru eliberarea lui Anchialo de către oamenii din Mesembria, că de fapt Mesembria și Apolonia erau într-un război. Dezvoltarea orașului continuă și în perioada romană, iar mai târziu, când spun dezvoltare, am în vedere dezvoltarea economică, dezvoltarea arhitecturală, se construiește gimnazion, este amfiteatru construit, multe biserici. După această perioadă romană vine perioada bulgară. Bulgarii au ținut, au ținut teritoriul de două ori. A fost, cum să spun, cucerit din nou de către romani, pe urmă din nou de către bulgari, până în perioada când vin turci. Perioada, singura perioadă în care a fost construită numai o biserică, aceasta este Biserica Sfântul Spas, care este una din următoarele obiective noastre, dar ne întoarcem din nou la prima parte, ne întoarcem la prima biserică. Știți, Ghizi, putem să mergem peste tot și oricum. Înseamnă că pe mine nu mă deranjează să mă deplasez și așa. Un lucru foarte, foarte interesant pentru Biserica Sfântul Pantocrator. Biserica Sfântul Pantocrator este una din cele mai bine păstrate, unul din lucrurile care oriunde ați fi recunoașteți că este biserică din Nesebr, sunt aceste farfurioare mici care sunt de ceramică, vopsite în verde. Verde, da. Da. Maro. Acestea sunt arci care se spune arci oarbe. Arca oarba. Okay. Biserica și aceasta, ca și toate celelalte, au niște panouri în față. În aceste panouri este descris acum în limba bulgară, așa și în limba engleză, vă dați seama că din cauza e clar pentru, pentru turiști, este și demonstrat și planul bisericilor, cum la aceasta, așa și la celelalte, în care este descris câte corăbii sunt, altar, pripuri, dacă ce lungime, ce lățime și perioada în care este construită această biserică. Interesant fapt pentru Biserica Sfântul Pantocrator este că a avut o clopotniță. Clopotniță. Iar scările pentru clopotniță puteți să-i vedeți, s-a distrus la una din... unul din cutremurile, iar scările către clopotniță au rămas. Înăuntru în biserică au fost patru coloane care susțineau încet, numai fiți atent, patru coloane care susțineau cupola bisericii, au căzut, n-au putut să reziste la timp și s-au băgat acum coloane din metal. În prezent, biserica este, n-are picturi murale în ea și statul compensează și face expoziții. E galerie de artă. Câteodată turiștii nu sunt prea atenți, mai ales dacă e vara, cald, au fost pe plajă sau vor să merge pe plajă și atunci, da, știți cum le atragem atenția, le spune: ați văzut svastică? Ok. Și lumea Șoc. Zice, cum? Ce unde? Svastică? Unde? Da. Suntem în biserică? Cum svastică? Semnul
lui Hitler, semnul da. SS. Pe biserica aceasta, cum? Da? Nu, pe biserică. Și noi spunem, acum ridicați, facem exercițiul acesta, ridicați capetele și sub triunghiurile albi, vedeți foarte bine semnul svasticii. De fapt, semnul svasticii este, să zicem așa, uzurpat, furat de către Hitler, exact. Din cauza că este semnul soarelui și semnul succesiunii folosit nu numai în Europa, ci și în multe alte deci, țări, practic, multe culturi. Deci, practic, el a stricat semnul, că de atunci încolo nu exact, a mai putut fi folosit. Exact, așa da. Este. Din păcate, este tocmai așa. Sau se folosește svastica întoarsă. Acesta este partea altarului lui Sfântul Pantocrator. Următoarea biserică spre care ne îndreptăm acum este biserica Ioan Gura de Aur, okay. Ioan Zlatoust. La fel este muzeu în care sunt reprezentate diferite picturi, ca galerie, în galerie de picturi. Și, de fapt, mergând spre Ioan Gura de Aur, ieșim pe strada principală pe care mergând o să ieșim la Mitropolie Veche. Dar înainte că să ajungem la Mitropolie Veche, o să mai trecem de încă câteva biserici. Okay. Și de termele, termele vechi, termele romane. Termele romane, istoria spune că aici, în aceste terme, au fost foarte des frecventate, folosite de către Constantin, de către regele Constantin. Așa spun istoricii. Ok, ok. Ele acum sunt ceva cam ruine. Ele sunt ruine, bineînțeles, da. Adică nici măcar, da, ajungem acolo și vedem. Nu, de fapt, cele mai bine păstrate ruine de terme și cele mai mari termi, v-am spus încă o dată, astea sunt termele romane din orașul Varna. Suntem deja la biserica Ioan Zlatoust. Această prezentare a bisericii, de fapt, sunt cuvinte al Sfântului, bineînțeles în limba bulgară. Eu sunt vocea acestuia care strigă desert, refaceți drumul spre Domn. Aici este mielul care mielul lui Iisus care ia toate cum se spune, păcatele. Toate păcatele, mulțumesc. Da. Eu vă botez cu apă. Dar vine acel mai mare decât mine. Deci, astea sunt cuvintele lui Ioan Zlatoust. Auzim acum și clopotele. Diferite detalii. Nu știu dacă ați prins, dar dacă nu, dar în întoarcere o să vedem. De fapt, are o cupolă foarte interesantă. În limba bulgară se spune cupola gen baraban. Baraban e tobă în bulgară. Deci cupola în formă cu de trei tobă. Da, este cu trei niși, cu trei aici. Corăbii. Aici puteți să vedeți respectiv planul și, bineînțeles, perioada în care a fost construită, în secolul al X-lea. Mm-hmm. Se presupune că a fost folosită piatra de râu, asta mare, și după aceea este cu orosan, nu știu cum e cuvântul acesta, în română, că să o închidă, să o... Mortar? Nu. S-ar putea să fie și mortar, mă uit și... prin vocabular, îmi scapă că unele cuvinte din acestea, din construcții, îmi pare rău, da. Okay. Imediat după biserică. Imediat după biserică, la o distanță de două mașini dacă sunt parcate. Exact. De fapt, asta e, tot nesebărul este așa, micuț, compact,
O să vedeți mai încolo cu curți foarte mici, nu okay. au curte. Deci aici e fructificat tot spațiul, tot fiecare metru. Se știe tot. Și ajungem la Termele Romane. De fapt, Nesebaru Mesambria s-a dat fără bătaie la Romei în anul 72 înainte de Hristos sau... Numai că nu le-au spus bine, sunteți veniți, știți? Dar și-au dat seama că... Deci înseamnă că se înțelegeau bine unii cu alții. N-aveau... Sau da, le erau... era clar. Era clar că... N-aveau cum să ducă războiul. Da, că romeii nu o să reziște grecii. Și primul lucru care se face când sunt romei, asta e baie. Și grecii, și romei, și turci. Vreau să observați asta. Acestea sunt termele, rămășițele din termele. Uite, e și un pisoi care s-a ascuns acolo, doarme. Ruinele, nu rămășițele, ruinele din termele romane. Iar pe strada aceasta, la câțiva metri din partea dreaptă, se află și hamamul turcesc. Acolo unde e mașina albă? Despre aceste terme spun că a venit împăratorul Constantin din cauza calității apei. Din aceste terme, din locația care suntem aici, pe linia dreaptă de la Mesambre, pe linia dreaptă, cade la vreo 8, între 8 și 10 km, sunt acve calide. Și se presupune că apa, de fapt, aici, a fost adusă de acolo, prin sisteme cu țevi din astea, că nu-mi venea cuvântul. Deci de acolo de unde am fost noi? Se presupune. E ceva distanță. Foarte mare. Mare, pe linia dreaptă, 80 km, nu-i distanța mare. Să nu uităm că romei unde merg, fac drumuri și fac drum de apă, acvaducte. Da. Deci pentru ei nu a fost o mare problemă. Interesant este ce apă foloseau oamenii din case aici. De fapt, au fost două puțuri centrale, despre care se spune că unul din puțurile a avut un tunel. Ceva asemănător cu istoria puțului din Rășnov. Cetatea Rășnov. Rășnov, da. Că, de fapt, e până undeva și trece. Despre unul din aceste puțuri se zice că are tunel și că, de fapt, la un atac eventual, Mesambria putea să fie total eliberată. Locuitorii prin acel tunel să poată să fugă și să iasă la câțiva kilometri din din orașul nou. E legendă sau s-a găsit ceva? Din câte știu, continuă să caute. Dar oficial așa nicăieri se spune. Dar noi în Bulgaria se spune așa, se zice așa. Dacă undeva ceva se spune, înseamnă că e un sâmbură de adevăr? Înseamnă că este o semință de adevăr. Singura biserică care e construită în perioada otomană este Biserica Sfântul Spas sau Biserica lui Spasitel. Spas este numele lui Dumnezeu. Aha. Acest care te salvează. Spas, Spasitel. Așa de acolo vine. În Biserica Sfântul Spas e cea de aici? E una, da, una din bogățiile, una din multele bogății a lui Nesebar. Este construită în pământ, două treimi din înălțimea ei, de fapt, este în pământ. Astea sunt făcute în urmă, sunt curățate aici și făcute aceste alee, ca să poate să se vadă toată
înălțimea toatei bisericii, din cauza că în perioada otomană bisericele bulgărești nu puteau să fie mai înalte decât înălțimea unui turc, da, care este cocoțat pe cal. Da, da? Cocoțat. Da. Asta așa, în glumă am zis. Da, e clar că e călăreț. În biserica Sfântul Spas sunt păstrate o mare parte din picturile murale și aici vă atrag atenția că de fapt aici a fost această placă de la mormântul lui Mataisei Cantacuzinu, care a fost nevasta lui Ivan Alexander. Ivan Alexander este fiul lui regina română, prințesa română, căsătorită, prințesa Teodora Basarab, căsătorită de regele bulgar în 1331, tot din familia lui Ivan Asen. Această regina română, deci soacră lui Mataisa, a avut trei copii, doi băieți și o fată. Ea a fost unul din ctitorii mănăstirei din stânca din Besarbovo. Presupun că știți, lângă Ruse, mănăstirea din Besarbovo, monahul care este Sfântul Dumitru din Besarbovo, ocrotitorul Bucureștiului. Da, mă iertați că așa tot timpul spun, știți, nu? Știți, da, presupun că știți, da. Ocrotitorul Bucureștiului. De fapt, regina de origine română, Besarab, din familia Besarab, a fost fica lui Ioan în română, da, Ioan I Besarab. Ea a dat banii pentru o parte din bani ca să fie construit mănăstirea. Și în mănăstire, când mergem în biserică care este în stâncă, o să aveți posibilitatea să vedeți picturile și majestatea ei pictată lângă regele. După ce a trecut câțiva ani din căsătoria lor, destul de ani, că au crescut și copii, regele a divorțat cu ea din ideea politică și ea a devenit monah în mănăstire, călugăriță. Călugăriță. Așa, a devenit călugăriță și acum un sau doi ani, să nu greșesc câți ani exact, dar Biserica Română, Patriarhia Română, a făcut-o sfântă și a primit numele Teofana. Foarte interesantă, da, cu mare sărbătoare. Acum, să intrăm aici. Să intrăm aici. Străduțele înguste, care nu este singura, ci putem să zicem că din cauza micul teritoriu al orașelului, respectiv construirea caselor, este foarte îngustă, nu exact îngustă, ci este foarte apropiată. Aceste case fac parte din casele din secolul al XVI-lea. Sunt destul de multe în oraș. Partea de jos sunt pietre, partea de jos, etajul de jos, de fapt, sunt depozitoare, iar în partea de sus, zonele de sus, sunt zonele pentru a trăi. Construcția caselor este o zonă centrală, o cameră centrală, să zicem așa, un gen de sufragerie și în aceste jur de sufragerie, din partea de nord sau și din partea din de sud sunt câte două camere. Aproape toate sunt aceeași. Acestea, camerele de sud se folosesc iarna, camerele de nord se foloseau în perioada verii, dacă să fie exact cu căldură și cu soarele. Exact cu căldură și aceste
acest lucru, cum se spune, cu vițe de vie, vițele de vie sunt foarte mult întâlnite aici în zonă. La fel și domnul, Marco, reclamă de vie de premium, oferă diferite produse din Bulgaria, produse care sunt un loc foarte, un lucru foarte, foarte frumos. Acestea sunt ingrediente pentru mâncare și sunt în câteva straturi, cu piper, cu cimbru, cu nu vă spun, nu știu cum se spune în română, cimbru. Secret, au un secret foarte, foarte gustoasă. Aceasta este dulceața de trandafir, zona lui Canzalâng, dulceața de smochine, nu văd, uite, da, dulceața de smochine. Deci aici, în această zonă, în această zonă litoralului bulgăresc, asta este lucru cu care se ocupă fiecare casă și fiecare familie. Nu știu dacă ați observat, aproape în fiecare curte sunt smochine. Acum este perioada când faci dulceața de smochine verzi, când sunt încă mici. Cât costă? Mici. Cocostrova. 7 leva. 7 leva. Și acesta? 7. Din ce e ăsta? Și ăsta este din smochine, numai că acesta este gen de smochine, deci gem, iar acesta este dulceața, uite, cu smochine, cu smochine întregi. Rahat în Bulgaria se mănâncă la fel de mult ca și în Turcia, smochine. Deci acestea sunt produse din dulceața, ia de gubină. Numai că sunt fără ochile. Ah, da, asta este rahat din Bulgaria, da. Vedeți, sunt foarte multe lucruri care puteți să le luați ca amintire. Uite, cu smochine la fel și cu, cum se spune fructul ăsta în română? Rodie. Rodie, da. Nar, în Bulgaria este nar. Da, nar. Deci, lângă această vinărie, da, care este vinăria Mesambrie, cu numele vechi al orașului, încet numai să nu te împiedici, aici la domnul, cum se cazuși? Emu. La domnul Emil, da? La domnul Emil, veniți să degustați. Ops, asta e ceva normal, când nu ne uităm în picioare, așa cadem toți, puteți să luați suveniruri din magazinului. Mulțumim că ne-ați dat posibilitatea să păgudărim. Vinăria Mesambria. Vinăria Mesambria este un loc foarte, foarte, reclama vi prava, un loc foarte atrăgător pentru toți turiștii noștri în Vinăria Mesambria, care are locuri unde vă puteți, chiar dacă sunteți numai voi doi. Nu e neapărat să fiți în grup. Puteți să intrați, să spuneți vrem să degustăm, vă așezați la o masă, vi se deschide o sticlă sau vi se spune ce doriți, vi se face prezentare și vă opriți la o sticlă de vin. Și nu o luați cu voi. Sunt mulți turiști care, din cauza că vin cu avionul, nu au această posibilitate să pună în bagaj multe lucruri. Reclamă ti prave în momentă. Te snimăm? Asta este doamna Cristina. Doamna Cristina este proprietara acestei vinărie, sau cum se spune, acestei crame, mulțumesc. Și ea este doamna care face cele mai bune degustări aici în Nesebăr, în Mesambria. Bună ziua! Și bine ați venit! Bine ați venit! Da! Bine. Așa că, dragi prieteni, veniți în Mesambria, veniți la Cristina, intrați, vă așezați, tot felul de vinuri. Noi continuăm încolo, prodăujavăm înătatec. La revedere! Aceasta este Biserica Sfântul Arhanghel Mihail, Sfântii Arhanghel Mihail și Gavril. Sfântii Arhanghel Mihail și Gavril, din păcate, nu mai au acoperiș, cum se întâmplă și cu următoarea biserică, care este Sfânta Biserica Sfântei Paraschiv. Sfântei Paraschiva. Da. Da. La voi Paraschiva, la noi Petca. Ok. Așa este. Prin aceste
cum se spune, aceste grile, porți sau grilaj. Prin aceste grilaje, dar se poate vedea cum este planul bisericii, la fel ca și celelalte din zona nu au icoane înăuntru. Icoanele din bisericele din Seber se păstrează în diferite muzee. Unul din ei este Muzeul de Arheologie și Istorie, l-ați văzut. Celălalt loc, încet aici un pic, celălalt loc este Muzeul de Arheologie și Istorie din Bulgaria, din Sofia. Este cel mai mare muzeu. E interesant faptul că este așezat într-una din clădirile care a fost parte din clădirile cu parcului Todor Živkov sau în perioada comunistă, clădire foarte, foarte mare. Cealaltă biserică, vedeți distanța foarte mică, da. Și este calculat că în lume Neseber e orașul în care se cad mai multe biserici pe cap din populație decât în orice oraș din lume. Pentru că, iată, la 10 metri în afară de asta, că sunt la câțiva metri una de alta, este încă un lucru care noi nu avem posibilitatea să arătăm la oameni din cauza că sunt în curțile lor particulare. Au biserici mici. Aha. Cum pe drumurile în România se pun troițe și din acestea schituri. Okay. Schituri, așa sunt și aici în casele oamenilor. Celălalt lucru care este foarte interesant cu bisericile este faptul că, cum am spus mai devreme, sunt construite în diferite perioade și în afară de asta că sunt construite în diferite perioade, sunt folosite în diferite perioade. Deci, la un moment dat, unele sunt abandonate, depindând de cazuri și de situații. Uitați, spre exemplu, această Sfântă Paraschiva este fără acoperiș. Acoperișul este făcut contemporan, că se poate să păstrează respectiv ce este înăuntru. Este cu o corabie, cu un altar și aici ca și în biserica Sfântul Pantocrator în partea laterală sunt scările pentru clopotniță care a fost folosită. Uitați aici. Da. Din păcate, clopotniță și acoperișul vedeți. Dar aici aveți posibilitatea, fiindcă este la o înălțime mai mică, jos, da. Da, mai jos, puteți să vedeți aceste, în bulgară se spune farfurioare, uitați acesta, cum sunt executate, împlinite. Ne îndreptăm spre următoarea biserică. Ia, la câți metri este aceasta? Aceasta este la un pic mai mult. Ok. Un pic mai mult. Aceasta biserică este din secolul al XII-lea. Deci o să trebuie să vedem partea aceasta. Câteodată nu trebuie să uităm și să spunem la toți turiști, noi ne amplasăm, ne amplasăm. Ne plimbăm. Ne plimbăm printr-un oraș care totuși oamenii stau aici, deci da. Ei trăiesc aici și din când în când mai ies cu mașinile lor. Că să te conduci mașina ta aici, trebuie să ai un permis special. A, da. Deci opțiunea că să mergi, să fii cazată în hotel și să fii cu mașina ta aici, nu există. Trebuie să fii localnic. Trebuie, localnic, dar este parcare destul de mare și de multă. În afară de asta este și limita, fiindcă vă dați seama, familiile contemporane au câte 3-4 mașini, da? Dacă aha, sunt cu 2, cu așa mai mulți aici copii, nu ai o mașină. O singură mașină de familie. O singură mașină de familie, da. Ce mi se pare logic, au parcare jos, care este pentru localnicii, care este gratuită. Ok.
Un lucru nu v-am arătat, dacă un pic mai vin în încoace, în afară de indicatoare de toaletă, o să vezi o parte foarte interesantă. Acolo este Mitropolia Veche, Sfânta Sofia, la care o să mergem după ce terminăm vizita a singurei biserici care se fac slujbele. Okay. Da. Acum în spatele tău e un mixer, i-am spus lui Mina, și știți și voi care vă uitați la acest filmuleț, pe litoral, la scuterele. Scuterele le spunem mixer, din cauza că au un sunet ca la un mixer. Nu spunem motocicletă, okay. Nu spunem scuter, spune vine mixer. Aha. Okay. Așa este la noi. Foarte des turiștii străini mă întreabă, mai ales când am grupuri de copii străini și mă întreabă, doamna, asta încet. Ce este asta? Îi caută poliția sau ce se întâmplă? Adică, uite, întoarce-te puțin ca să arătăm. Da. Decedat, nu? Da, da. Asta am vorbit. De fapt, la noi asta se numește necrolog. Și, necrolog, da. Da, necrolog. Și pentru cei care au decedat, se pune data când au decedat, 40 de zile, 3 luni, 6 luni, 9 luni, 1 an, 3 ani și așa mai departe. Am ajuns în curtea Bisericii Sfântei Bogorodița, Sfânta Bogorodița, asta este Sfânta Maica Domnului. Biserica Maicii Domnului, 1876, așa, relativ contemporană în comparație cu toate celelalte biserici. E, în ultimii ani e folosită și ca un loc de, adunarea a bulgarilor, un loc unde să nu se uite istoria Bulgariei. Pe peretele bisericii sunt reliefe cu oameni importanți, Sfântul Ivan Rilski, Ivan din Munții Rila, primul exarh al Bulgariei în timp prim, Paisie Hilendarski, regele Boris Mihai, acest care a pus bulgarii să se creștineze, că nu erau creștini. Și revoluționarii bulgari, deci luptătorii contra uzurparea otomană, Vasilevski, eroul național al nostru, urmat de Hristo Botev, poet revoluționar. Și a treia persoană, ia să vedem pe cine, că nu, nici nu se mai vede din atâta verdeață. Aici, în această biserică, mai putem să ne așezăm, dacă doriți, așa un pic, ca să spunem câteva istorii legate de biserică. Istoria interesantă a bisericii, în afară de ce au început să o construiască, dar în mijlocul construcției era un pom foarte mare. Un pom care acum a rămas cum o parte din coroana, să zic, nu coroana, ci din trunchiul, din trunchiul, mulțumesc, da, din rădăcina, și a rămas o parte așa păstrată. Și când l-au tăiat, dinăuntru a ieșit atâta de mult monede, de fapt atâta cât a fost strâns de către poporul din orașul Meseber, cum ar fi că a arătat că este acest loc. Dar înainte ca să fie tăiat acest trunchi, să zicem, acest pom, câțiva ani înainte de asta, fiecare dimineață o fetiță se trezea și spunea, am văzut o icoană într-un pom pus acolo. Am văzut o icoană, încă pe timpul turcilor, da.
în carieră, nu erau eliberate. Și lumea zicea, păi dacă a văzut, hai să vedem dacă vede. Și au început să vină dimineața. Și într-adevăr, trei zile, una după alta, icoana era pe pom. Au pus-o în diferite biserici, ca să fie ascunsă de către turci. Icoana din nou venea. Și atunci au zis, când ne eliberăm de turci, o să construim biserica aici. Aie. Icoana aceasta cu Maica Domnului care este înăuntru. Icoana este neagră, ceea ce este icoana de război, se spune așa. În timpul războaielor se purta în fața armată, purta icoana neagră. Icoana neagră, fața este neagră și este îmbrăcată în negru, din cauza că icoana știa că în spatele ei e armata din care mulți nu o să se mai întoarcă. Și se spune încă la noi icoana plângătoare. În afară de asta, altă legendă legată de această biserică și de ajută la foarte mulți care nu au copii, vin aici din toate colțurile lumii și se roagă. Lângă, înăuntru, în toată icoana, este ca un fel de împodobită cu diferite lanțuri de aur, cu bijuterii de aur, care femei care sunt mulțumite că au copii, au... Lasă acolo ceva, nu? Las să rămână pentru icoană. Icoana asta e destul de scumpă ca să aibă oamenii interes pentru ea și să o fure, știți? Că da. Nu sunt toți buni. Și unul a fost un călugăr care a luat-o, dar în clipa în care a luat-o, i-au rămas mâinile așa. Da? L-au prins așa cu icoana și a muțit, nu a mai putut să vorbească. Se spune de alți trei tineri care au sărit peste gar, au luat icoana, au pus-o să loc, au ascuns-o cu să o vândă, toți trei s-au înnecat. Dacă e adevărat sau nu, știți cum este cu legendele. Dar interesant lucru este că în timpul comunismului, în anii 50, au început să moară foarte mulți băieți tineri din oraș. Ok. Foarte mulți. Și atunci, bătrânii din oraș au decis să meargă la Vanga, Vanghelia. Nu știu dacă ați auzit de ea. N-am auzit. Da, Vanghelia era ghicitoare care cunoscută din foarte mulți, ghicitoarea oarbă, care spunea nu numai, ci și lui Brejnev și lui Todor Živkov. De Ceaușescu n-am auzit să fi venit aici, aici în țară. S-au dus un fel de un grup de oameni și au întrebat-o ce să facă. Și a spus ce să facă orașul. Și a spus că să se termină cu blestematul ăsta, trebuie să puneți zahăr pe străzile orașului. S-au dus în partid atunci, în 50, și au spus, oameni buni, haideți să facem ceva, nu se poate așa, să fie în fiecare săptămână, din două, din trei zile, să moare un bărbat tânăr. Nu se, cum să oprim asta? Trebuie să punem zahăr. Și au spus, nu, cum, voi, cum credeți asta în orașul socialist să punem zahăr, că o ghicitoare, n-are cum. Și atunci, câțiva din aici, din oraș, s-au strâns bani din tot orașul și într-o noapte au îmbătat garda polițiștii, s-au dus, au îmbătat polițiștii și tot Neseborul era alb. Au cumpărat pe ascunse din alte orașe zahăr. Oamenii spun că după aceea n-au mai murit așa. Acum mergem spre Biserica Sfânta Sofia, Mitropolie Veche. Haideți! Da, la vreo 30-40 de metri, cam așa. 50 de pași, hai să fim mai... Hai să zicem. Să zicem așa. În jur de 50 de pași ajungem la cea mai mare biserică, fosta mitropolie, Biserica Mitropolită, Sfânta Sofia, care cu timpul, încet a fost abandonată și a început să se deterioreze. Altfel a fost o biserică cu două etaje, cu două niveluri,
cu foarte multă mozaic pe jos, da? pe podea, jos, cu picturi murale. De fapt, a fost una din cele mai frumoase. De ce s-a părăsit, să zicem? Încet cât încet orașul, centrul orașului Nesebar, a început să se mute spre Pantocrator. Nu știu dacă așa puteți să vă dați seama, dar linia orașului, centrul s-a învârtit mai degrabă, s-a ajuns la în zona portului, zona portului de sud. Din cauza că acolo cine iese din Grăborave, cine acostează, primul loc care intră, asta e biserica. Și așa biserica care urmează să o vedem, Biserica Sfântul Ștefan, la început construită ca Biserica Sfânta Maria, după câteva măriri de extinderi, a devenit noua mitropolie. Astăzi, în această mitropolie veche, Biserica Mitropoliei, Sfânta Sofia, se desfășoară acest festival, pe data de 5 și 6, Festivalul Misteriilor Trage. Și acum se pare acum, că e un eveniment evenimentul particular, este, nu? Evenimentul este, deci achiziți un bilet de 40 de lei pentru ambele zile și poți să intri să te înveți în atelierele. Ce au făcut tracii, ce au desenat, ce au mâncat, ce au pregătit. Am văzut că erau și îmbrăcați într-un anumit fel. Exact, da, exact, că cu îmbrăcămintea tracilor. Iar de la ora 9:30, de la 21:30, începe și concert, muzica și misterii traci. Interesant. De ce nu? Cum să nu? Și avem aici unde ne-a ajuns. Și am ajuns la ultimele două biserici. De fapt, în spatele nostru se află Biserica Sfântul Ștefan, Biserica Mitropolia cea nouă. Inițial a fost Biserica Sfântei Mariei, dar cu mărirea bisericii, cu reconstruirea bisericii și mărirea ei, au decis că trebuie să îi pună alt nume și nu numai de asta, ci și din cauza că mai era deja o biserică Sfânta Maria. Și într-o localitate nu trebuie să fie două biserici cu un nume. Și respectiv s-au uitat la sfinții toți care au fost și au văzut că de fapt lipsește unul, Sfântul Ștefan. De fapt el este primul care capul a fost tăiat din cauza religiei și au pus numele Sfântul Ștefan. Biserica Sfântul Ștefan este specifică cu asta că înăuntru este pictată de trei iconografi din diferite perioade și sunt păstrate aceste picturi din aceste diferite perioade. O parte din biserică sunt picturile murale legate de viața Maicii Domnului, iar cealaltă parte din picturile sunt legate de Sfântul Ștefan. Și e foarte interesant când turiștii noștri descoperă o pictură care este unică în lume, fiindcă nu este după canon, nu este după Biblie, legat de o legendă a orașului despre un marinar, despre un pescar care a fost salvat de către Dumnezeu și cum Dumnezeu îi ajuta barca. Asta este, în general, cum se spune, lucru care le punem să descoperă turiștii. În afară de această pictură, celelalte interesante picturi murale sunt în pritvorul bisericii, care este cel mai târziu adăugat ca pritvor închis și acolo unde sunt desenate scene din judecata din ultima zi, judecata din ultima zi. Ne întoarcem acum în această direcție, de fapt suntem pe țărm, pe deasupra portul, acum portul de cruize, de barci și ajungem la una din cele mai frumoase din exterior biserică
Alitogatus, un foarte greu nume de reținut, dar noi o știm ca biserică nesfințită. Biserica aceasta a fost renovată acum câțiva ani cu sprijinul ambasadei americane în Bulgaria, ca să poate să fie păstrată mai mai lung timp conservată și păstrată. S-au pus și aceste gratii, că știți, totuși prin oraș trec 30, în jur de 30 de mii de turiști pe zi. Pe zi, da. Asta e foarte mult în plin sezon și nu putem să așteptăm că o să fie mult timp păstrat. Deci, diferitele ornamente acestei biserici sunt una din cele mai mari frumuseți, mai mari frumuseți, și ea ca și în celelalte picturi murale nu sunt păstrate. De ce se spune că este nesfințită? Legenda povestește despre situația când, într-o bună zi, când o construiau. Meșterii care construiau s-au așezat la prânz și au luat masa și în prânzul lor era și strugure. A trecut o femeie gravidă și le-a spus: dați-mi un pic de strugure. Și ei au alungat-o, nu? Da, alungat-o. Au alungat-o. Și atunci ea a blestemat și a spus: biserica asta niciodată în viață, să nu aibă acoperiș. Au fost încercările, nu odată, nu de două ori, de multe ori, chiar și până în zilele prezente, să se pună acoperiș pe această biserică. Credeți-se de rămă. Ce tare. Da. Plimbarea noastră scurtă e scurtă să zicem, de o zi, merge spre final. Marea astăzi ne spune la revedere. E cam supărat pe Marea că o să plecăm și că nu o să mai facem filmări aici în zona. Suntem în zona altarului. Din colțul acesta se vede portul cu cruize, amfiteatrul nou, care este construit pe loc unde se spune că a fost un amfiteatru. În acest amfiteatru continuă să se desfășoare diferite concerte. Un pic mai jos este un turn, de fapt asta este baza a farului din 1936, care a funcționat, și din nou vedem portul orașului. Cu această ultima biserică încheiem bucățica de astăzi, da. De astăzi, da, e la final. Vă doresc a fost o continuare a serii minunată, da. A fost o deosebită plăcere, îți mulțumim pentru acest tur pe care ne l-ai făcut aici, un loc neașteptat. Și ne bucurăm că arătăm și o altă parte, mai mult sau mai puțin cunoscută, a Bulgariei și a acestei zone. Că am avut onoarea să vă cunosc și să vă prezint Nesebăr. Și uitați-vă ce pom avem în Nesebăr. Asta e smochin? Asta e smochin, da. 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 La revedere! Pa, pa!